Bună dimineața din camera cu view. Timpul să căutăm altă cazare pentru că nu mai au disponibil nici măcar în camere cu paturi supraetajate. Toate camerele date. Galerie de artă. Poți căuta cazări și nu prea găsim. Obișnuiți cu 5, 10, 15 euro, maxim 20 pe noapte. Uruguaiul a sărit în 34, acum trebuie să plătim 34 de dolari la următoarea cazare. Am sărit de ieri de la 28 de dolari la 34. 28 de euro? De euro. 30 de dolari. Am sărit la 34 pentru că nu mai găsim nimica. Și cum e weekend și carnavalul, sunt date. Oricum nu sunt multe variante ieftine. Astea sunt cele mai ieftine. Toate sunt cu 50, 60, 70, 80, 100 de dolari pe noapte. Uruguayul e chiar mai scump decât un oraș european. Iar acum am fost la un hostel și ne cereau pe o cameră de 4 paturi 30. Pe o cameră, pe două paturi. Da, pe două paturi, într-o cameră cu patru paturi. Dar camera nu se închidea, nici măcar n-aveai un loc unde să-ți lași hainele. Da, măcar dacă aveau un dulap, ceva să poți să îți bași hainele. Și am zis, pentru 4 dolari în plus, mai bine luăm o cameră puțin mai departe, dar avem siguranță. Avem cheie. Ne-au avertizat o grămadă de oameni din Argentina. Mergeți în Uruguay, este foarte, foarte scump. Aseară la carnaval era și o satiră despre faza asta. Despre lumea care trăiește în Montevideo și merge la cumpărături în Buenos Aires. Da, pentru că este super aproape. Păi merită, nu? Da, ți-ai barca, te costă barca foarte puțin, mai ales pentru ei, pentru rezidenți, cred că e foarte ieftină. Ai 30 de kilograme incluse. Îți iei o gramă de gustări, de provizii și te-ai întors înapoi. Ceara. Și-a plus să sună acest market. Market de legume și fructe. Sunt 80, care înseamnă 2 euro. Persicile. E bine, da. Normal, am văzut că era 160. Schimbam și noi niște bănuți în final. Banco de Uruguay. 1000, cea mai mare bancnotă. 20, 50. Un dolar costă 1 euro 4,25 și 1 dolar 38, 10. Ce monedă. Fântâna cu lăcățele. Fix cum vreau să pune și noi în lac, așa? Mamă, nici unul nu are la. Wow! Și ne pune, ba da, uite aici, mai e un lac. Ce prăjeală, nu? Sunt în centrul orașului. Față o arhitectură destul de interesantă.
Piața Independenței. Ne-am instalat în această mizerie, în această cameră cu 34 de dolari. Fostul președinte al Uruguayului, José Mujica. Pentru cine nu știe, trebuie să vadă neapărat un documentar cu el. Și despre viața lui, a stat în pușcărie o grămadă de ani și într-un final a ajuns președintele Uruguayului. Este diferit față de alți președinți prin stilul lui de viață simplu și are o grămadă de citate și mesaje. Unul dintre ele este pe peretele din spatele nostru, iar altul este în fața noastră. Spune: "No soy pobre, soy sobrio, liviano de echipaje." Mujica a fost președintele care a legalizat marihuana în scopul medicinal. Îți poți cumpăra din farmacie aproape 40 de grame pe lună. Și ai voie să plantezi 6 plante, dar să nu produci mai mult de 1 kg pe an. Și pentru cine nu știe, Uruguay este țara care exportă cea mai multă iarbă. Au avut un transport super mare către Statele Unite, exportă foarte mult spre Suedia. Am nimerit o cazare super dubioasă. Și scumpă și dubioasă. Seamănă cu un squat. Aseară eram la plajă, mă uitam la apus și a venit un tip să ne vândă niște brățări. Iar azi l-am întâlnit. Fix un hostel ăsta. Un club de box fundat în august 1984. Carnaval. Este foarte, foarte scumpă viața în Uruguay. Până acum este cea mai scumpă țară din tripul ăsta. Nu ne așteptam. Mai scump decât curasau, cred. Da, am dat 50 de lei pe 1 kg de mere, 6 chifle, o pâine normală, o baghetă, costa 15 lei. Așa, o conservă de pește, niște brânză, și niște alune, 50 de lei, asta. 50 de lei. Dintr-un supermarket. 3, 4, 5 produse, 50 de lei. Wow! Wow, ce calme arată locul. Mâncare organică. Da, spar sigur 50 de euro. Poate mai mult. Calme. Ne-am luat niște gustări și mergem să stăm la plajă, la apus. Am găsit și unde e carnavalul. Da, chiar că tot anul. Cu prețurile astea nu prea ți-o ars pe carnaval, serios. Aseară aproape 30 de lei o bere. Am uitat să ne uităm în supermarket cât costă o bere. Da, nu, în Argentina te puteai lăfăi cu orice vrei. Oriunde. Lux, la restaurant. Și la restaurant, și pe stradă, supermarket 40 de bani, berea, tu acolo și l-am văzut în viața mea. Știi aia, 47 era. 47, da. Cât supermarket, sticla de sticlă. Dacă tot e scump, măcar să mâncăm la plajă gustările. Un mas la un restaurant, minim 25-30 de euro sau dolari de om. Te duce 60 de euro. Fix așa, urli ca
De senul ăsta. În tine am stat cu 400 de euro, 2 săptămâni, cu absolut tot ce am vrut și nici n-am terminat banii. Încă mai avem bani. Iar aici, în prima seară, am spart o grămadă. Aici stăm o săptămână. A, ce bine, a? Hai să găsim un loc mai curat. Să putem lua cina la apus. Loc bun de cină. Care e foarte ieftine. 6 lei kilogramul, nu? Sau cât? 40 și cât? 45. Nu, 5 lei, nu, 6 lei, 6 lei kilogram. Asta din supermarket, că am văzut la astea pe stradă 80, adică 10 lei kilogram. Bani pe apă, că avem un dozator de apă la hostel. Asta este masa de 50 de lei, cina de 50 de lei pentru două persoane. Mai alte locuri, mai 3 zile. Moda de la apus, trebuie să ai neapărat scaun pliant. Să vii cu termosul de apă. Plus cana de mate. Și un mesaj la empatia este revoluțion. Empatia este revoluție. O vacă și o femeie. Montevideo salvează animalele.